Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, după cum vedeți pe desktop, o să vorbim despre noul skatepark din Moldova. Skateparkul sponsorizat de Ilie și de Borshop sau ceva genul, nu mai știu cum se numește tipii aia care au luat bani de la lume ca să facă acel skatepark în urmă cu 3 ani de zile, care trebuia să se facă într-o incintă și nu în aer liber. Bine, cel puțin așa au spus, că să se facă într-o incintă, să nu plouă, să nu ningă, să poată lumea să se dea cu placa indiferent de vreme, bla bla bla. Așa, și am intrat și eu pe canalul lui Ilie să văd ce skatepark s-a făcut sau ce skatepark intenționează să facă. Bun. Din punctul meu de vedere, au făcut un mare rahat. De ce? Când spun un mare rahat, spun chestia asta deoarece am văzut niște chestii care m-au lăsat puțin uimit și niște chestii care îmi dă de bănuit în felul următor. S-a turnat o placă acolo, se va mai face încă 20-30% din construcție și după aceea se va abandona. Bun, de ce spun chestia asta că se va abandona? Pentru că nu știu ce primărie din România asta ar da autorizație cuiva să facă un skatepark unde se duc copii cu plăci, unde se duc persoane, se duc tot felul de persoane să se dea cu o placă, așa, lângă o clădire ca asta. Wow! Wow! Deci, din start eu am văzut o mare măgărie. Nu știu ce primărie, repet, nu știu ce primărie ar aproba și ar da autorizație să se facă un skatepark plin de copii lângă așa, cum îi spune, lângă așa clădire. O clădire care e gata să se dărâme, o clădire care dacă bate vântul spică cărămizi în cap de acolo de sus, așa. Și da, nu știu ce să mai zic. Eu am impresia, deci repet, eu am impresia că s-a turnat decât placa asta. Pentru a arăta că este inițiativă de a se construi, felicitările mele pentru voi că încercați să construiți acel skatepark. Însă, lăsăm timpul să vorbească și să vedem ce se va întâmpla mai departe. Sper să mă înșel și să sper din tot sufletul să mă înșel. Deci, repet, am zis, e deja a treia oară. Sper din tot sufletul să mă înșel și să fie doar impresia mea și mintea mea bolnavă. Așa. Deci, gândiți-vă, nici nu știu cu ce să încep. Gândiți-vă că aici, pe chestia asta, se va construi chestiile alea unde să se dea lumea cu plăcile. Unde să se dea copiii cu plăcile. Cum se vor da copiii când va bătea vântul și va cădea chestii din asta? Să-i cadă în cap, să-i cadă, dar nu neapărat să cadă bucăți de beton, de cărămizi sau pana mea, chestii de acolo. Să bată vântul prin clădirea asta, să tragă niște, să sufle niște praf de acolo, să-i dea în ochii la unul în timp ce se dă pe o chestie din aia și să-și rupă gâtul. Doamne ferească, Dumnezeu, ce am vorbit. Cum să autorizezi, frate, așa ceva lângă o asemenea clădire? Hai să vedem mai multe poze, să vedeți și voi despre ce este vorba și de ce eu cred că este un mare rahat și că nu se va construi niciun skatepark sau doar o idee de skatepark. Hai să vedem mai departe. Aici e altă poză în care vedem niște țevi, niște fiare, niște chestii atârnate și o margine din acea clădire care este aproape de marginea skateparkului, așa, care, o să vedeți mai departe, are tot felul de bucăți care pot cădea în cap la oameni, așa. Aici vedem o grămadă de gunoi și un gard cu niște mărăcini, niște țepi. Vă dați seama că dacă se face aici o rampă, o trambulină, ceva și vine vreun nebun din ăla și sare, ferească Dumnezeu, sper să sară peste poarta asta sau prin gunoiul ăsta. Așa. Aici iarăși vedem clădirea din altă parte, care este aproape dărâmată, care stă să pice, în care spune cineva că avem o clădire frumoasă aici, eu cred că cei care se vor da cu skate-urile aici o să o vopsească, o să dea cu spray-urile să facă ceva frumos. Nu știu cât de frumos o să iese. No, aici iarăși este aceeași clădire, dar este în fața skateparkului. Presupun că pe aici o să stea atârnați o grămadă de copii și pe aici, pe jos, iarăși o să stea atârnați o grămadă de copii. Și chestiile astea, probabil, sper să nu le ferească Dumnezeu, să nu le cadă în cap. Așa, aici este lateralul clădirii, care mai are un pic și se dărâmă. Uitați cum arată. Așa. Aici este la etajul 1,
unde încearcă să ne arate cât de mare este acel skate park și eu încerc să vă arăt că sunt niște fiare aici care cineva, dacă se împiedică, ferească Dumnezeu, poate să cadă în ele, așa, sau poate să se împiedice în ele și să cadă pe jos pe acolo, așa. Aici iarăși vedem o bordură de la etajul 1 al acelei clădiri care stă să se dărâme, plină cu chestii care stă gata să cadă în capul oamenilor, așa. Aici iarăși vedem niște chestii care oricând pot cădea în capul celor care fac skate aici. Așa, aici la fel vedem niște chestii care sunt periculoase, care nu au ce căuta aici. Aici din nou vedem, niște fiare care, uitați, cam pozele anterioare sunt scoase în afară și cineva se poate împiedica de ele și cineva poate cădea în ele. Niște fiare care atârnă pur și simplu de clădire, uitați. Și aici, ăsta pur și simplu atârnă, frate, uite. Uite cum atârnă ăsta, uite. Și ăsta, și ăsta, și ăsta. Bă, ideea e în felul următor. Poate că cu ocazia acestui videoclip, așa, lumea o să-și bage mintea în cap și măcar să repare chestiile astea pe ei sau să curețe clădirea asta, să o facă în siguranță, ca lumea care vine aici să facă skate în siguranță, nu să-și rupă gâtul și ferească Dumnezeu să cadă ceva în cap. Aici la fel vedem un fier atârnat, fiare atârnate, o margine care stă gata să pice orice din ea, cărămizi pe aici pe sus care sigur nu sunt, oricând poate să cadă, se poate întâmpla orice fel de nenorocire. Aici la fel, aici iarăși o clădire. Deci, din punctul meu de vedere, v-am spus, mie mi se pare o măgărie, mie mi se par niște bani investiți aiurea, niște bani dați degeaba. Bineînțeles, eu nu am donat, nu am dat bani pentru acel skate park și n-ar trebui să îmi pese. Însă, ăsta e un mesaj pentru cei care spun, vezi că uite, Ilie nu este un mincinos și a făcut skate parkul. Bravo lui, frate, l-a făcut. Însă hai să vedem dacă se va termina skate parkul ăla și hai să vedem cum vor decurge lucrurile pe acel skate park. Să vedem dacă o să primească toate autorizațiile pentru siguranța oamenilor care vor face skate pe acel skate park. Sunt foarte curios. Sau poate se va abandona, se vor face 2-3 trambuline din astea și se va zice că nu ne-a dat autorizație și am băgat toți banii acolo și ăsta a fost skate parkul din Moldova. Sper din tot sufletul să mă înșel, să se facă ceva cu clădirea aia și să se facă skate în siguranță pentru binele tuturor acolo. Ce să mai zic, nu știu, nu am făcut videoclipul ăsta să fac chiar și hate, să fac subscriber, să fac bla 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 bla. Am făcut acest videoclip pentru că mi-au scris niște persoane, bă fraiere, vezi că uite, Ilie a făcut skate parkul, nu e un mincinos, nu știu ce și nu știu cum. Da, într-adevăr, ăsta e un mesaj, stați așa, ăsta e un mesaj pentru persoanele alea și da, într-adevăr, a făcut skate parkul sau intenționează să-l facă, însă e vorba de mai multe chestii până o să fie gata skateparkul. Hai să vedem dacă o să fie terminat, hai să vedem dacă o să fie ok și dacă o să fie mulțumită lumea care a donat sau lumea care a cumpărat pentru chestii de la workshop să se facă acest skatepark. Cam atât, hai să încheiem aici, n-are rost să facem mai mult de... N-are rost să facem videoclipul ăsta de 3 ore. În fine... nu o să-l mai editez, o să-l fac direct așa, o să-l urc direct așa, o să fie un pic mai lung, probabil era mai scurt dacă l-editam. Nu uitați să dați și voi un like, un share și aștept cu nerăbdare să văd comentariile voastre dacă v-a plăcut și dacă v-ați deschis ochii despre acest skatepark care trebuia făcut în urmă cu 3 ani de zile, care trebuia făcut într-o incintă și chestii de genul ăsta. Să văd părerea voastră, dacă sunteți de acord cu mine sau dacă... Sunteți bucuroși că s-a făcut acel skatepark și nu au mințit, cum au spus în urmă cu 3 ani, frate. Facem skateparkul foarte repede. Bun, cam atât. Până data viitoare, v-am pupat. Bye, bye!